Cu două săptămâni înainte de începerea campionatului Diviziei A, Clubul Sportiv Minaur a disputat ultimele două jocuri de pregătire. Echipa antrenată de Simona Maior Pașca și Ioana Marta a întâlnit pe teren propriu vicecampioana Ucrainei, Carpați Ujgorod. În primul meci, Minaur a reușit să se impună la o diferență de 5 goluri, scor 26-21, iar cea de-a doua partidă a fost una mult mai echilibrată. Cu toate că echipa din Ucraina nu s-a deplasat cu lotul de bază pentru aceste amicale, oaspetele a făcut un joc bun, reușind să conducă pe tabela de marcaj. Minaur a revenit însă pe final și a reușit să câștige și cel de-al doilea amical, după un gol marcat în ultimele secunde. Băimărencele s-au impus cu 29-28. Am întâlnit un adversar destul de incomod și am putut să ne vedem nivelul la care suntem momentan. Mai avem multe de pus la punct și sperăm până la începerea campionatului să fim pregătite 100% și să reușim promovarea. Pentru echipa de handbal feminin, acestea au fost ultimele meciuri amicale înainte de startul campionatului. Minaur a disputat 11 partide de pregătire cu echipe de top din România și din străinătate. Practic am cam tras linie în acest moment după jocurile de pregătire. Am avut 11 meciuri, numai cu echipe din Liga Națională, unele chiar cu echipe din străinătate. Vom trage concluziile până la începerea sezonului, care va avea loc pe data de 16 septembrie. Până atunci mai avem timp să mai rezolvăm unele dintre problemele care au apărut pe parcursul pregătirii. În prima etapă din noul sezon al Diviziei A, CS Minaur va întâlni pe teren propriu formația Crișul Chișinău-Criș.